Bun găsit, doamnelor și domnilor, și vă mulțumim că ați ales și astăzi să fiți alături de echipa TVR Iași la o nouă ediție a emisiunii România Pozitivă, o Românie pozitivă de impact, care, iată, în sfârșit se vede și la televizor. Sunt oameni frumoși pe care încercăm de fiecare dată să vi-i prezentăm, să aflăm ce gândesc, ce proiecte au în derulare și cum ne pot face ei viața mai frumoasă. Veți cunoaște și astăzi tineri pasionați de ceea ce fac, tineri care îndrăznim noi să credem că alături de ei viitorul va suna foarte bine. În același timp, veți cunoaște un profesor, așa cum ar trebui și cum sperăm noi că sunt toți profesorii, cel puțin cei din România Pozitivă, dedicați, un profesor de la Universitatea Tehnică din Iași, care are timp să facă meditații la matematică pentru bacalaureat și admiterea la facultate, cu elevii care nu au resurse financiare să plătească aceste meditații. De asemenea, o veți cunoaște pe Daria Stărică, o tânără din Iași, în clasa 11-a, care a făcut vreo 6 ani scrimă de performanță și care, între timp, a descoperit că este pasionată de informatică. S-a înscris la un concurs și a luat un premiu, veți vedea imediat despre ce este vorba. Veți afla și ce fac în acest moment elevii de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, de ce au ajuns ei în Statele Unite ale Americii. Însă, pentru început, să vedem ce se mai întâmplă la Facultatea de Design a Universității de Arte George Enescu din Iași. În urmă cu câteva ediții vă prezentam un proiect pe care îl derulează studenții și masteranzii de acolo. E vorba de vagonul cultural. Între timp am aflat alte lucruri interesante, de exemplu, cum putem să câștigăm ceva spațiu în jurul nostru, astfel încât viața să fie mai simplă și mai ușoară. Au tot felul de soluții studenții de acolo împreună cu profesorilor. Vedem într-un prim reportaj la România Pozitivă la ce s-a gândit, de exemplu, Șerban Mălâncuș. Este student în anul întâi la master la Facultatea de Design din Iași. A avut deja 2 joburi în Statele Unite ale Americii și este pasionat de mobilier. Spune că mobila ar trebui să fie vizibilă doar atunci când avem nevoie de ea. Are 25 de ani și îl preocupă universul celor mici, mai ales atunci când ajung la grădiniță. Așa se face că Șerban Mălâncuș a constatat că spațiul din unitățile preșcolare este insuficient nu doar din cauza numărului mare de copii, dar și din cauza mobilierului. De multe ori acesta este incomod, uneori chiar periculos, ocupă prea mult spațiu și nici nu încurajează copiii să comunice. Știm foarte bine, puzzle-ul este probabil jucăria principală a copilăriei. Tot faci puzzle-uri ca să crești, să te dezvolți mental și aici am încercat să ating eu un punct prin această masă. Copiii să încerce să-și dezvolte cumva abilitățile de socializare, de comunicare, de interpretare a lucrurilor. Mobilierul este din lemn și se pliază, astfel că masa poate deveni, la nevoie, un dulap. Aici am atins celălalt punct sensibil și anume spațiul în grădinițe este pur și simplu mic și copiii își lasă lucrurile peste tot, le pierd și am gândit masa asta să se plieze și să devină un mini dulăpior în care copiii să poată să-și depoziteze lucruri și masa să poate fi depozitată una lângă alta, una peste alta și cuplând una lângă alta putem crea acel cer unde copiii se pot juca stând în picioare. Iar de desubt acolo pot fi depozitate... Pot fi depozitate ghiozdanele copiilor care folosesc masa. Pentru că am analizat și psihologia copiilor și ei sunt foarte posesivi. Resturile nu sunt aruncate la gunoi, ci transformate într-un scaun. O să asamblează foarte simplu, doar prin interlocarea unor 3 plăci. Și el este făcut din resturi, total reciclat din ce a ieșit din masa asta. Avem tineri cu idei extraordinare care sunt nevoiți să plece din țară din cauza indiferenței celor care ar trebui să-i susțină. Este părerea profesorilor Facultății de Design care spun că lipsa de bani, dar mai ales de interes a investitorilor și a autorităților, fac de multe ori imposibilă punerea în practică a inovațiilor tinerilor designer. Cu investitorii interesați chiar și din zona numai în Moldovei, numai de pe piața românească, cred că am putea deschide foarte bine piața României pentru piața externă. Fiindcă ideile sunt foarte bune, zic eu, foarte variate, putem acoperi de la ambalaje de vinuri, să spunem, ambalaje de dulciuri, îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, vagoane, trenuri, deci absolut orice. De la mobilier pliabil s-au realizat cu laser abajururi din rumeguș și aracet, până la vagoane culturale, unelte, ergonomice și chiar rampe pentru persoane cu dizabilități, ori pur și simplu cutii pentru bomboane.
De toate am avea parte dacă ar fi bani și interes. Deocamdată ne bucurăm de ele la România Pozitivă. O fabrică de idei acolo la Facultatea de Design, o fabrică descoperită de colega noastră Carmen Scutaru și datorită ei avem trei invitate care, iată, se bucură de fiecare clipă, pentru că încearcă să transforme fiecare clipă într-un moment frumos, într-un moment în care poți să visezi frumos și să crezi că va fi mai bine, cel puțin de mâine. Și spun bun venit doamnei profesoare Jenny Pralea de la Facultatea de Design a Universității de Arte. Alături de ea se află Irina Pop, anul 2, aceeași facultate de design și, în ultimul rând, Alexandra Pop, tot anul 2, facultatea de design. Se întâmplă lucruri inedite acolo la dumneavoastră și poate ar trebui să spunem telespectatorilor că tot de la facultatea de design a pornit și ideea cu transformarea vagoanelor noastre de tramvai care circulă pe străzile Iașului vechi de zeci și zeci de ani. Un pic de culoare așa și un pic de lumină când compostezi biletul și te uiți un pic și vezi că e tramvaiul literaturii, tramvaiul presei, parcă călătoria e un pic mai frumoasă. Tot de acolo a pornit această idee. Da, și vom avea și un tramvai al ei, care va fi pe 7 mai, da. Iată, la sat. Lucruri frumoase, dar care până la urmă sunt încurajate și de cadrele didactice de acolo. Da, este esența muncii noastre, de fapt, și noi ne regăsim prin ideile lor creative. Și cu cât sunt mai pasionați de subiectul ăsta, și rezultatele se revăd pe piața atât ieșeană, decât și cea de creație, în general. Se văd în condițiile în care reușiți să descoperiți, să găsiți oameni interesați, eventual finanțatori, investitori, nu, care să fie interesați de ideile studenților, să le pună în practică și să ajungă la toată lumea. Deocamdată ele ajung prin intermediul presei și în România Pozitivă văd că și-au găsit un loc foarte, foarte bun. La ce s-a mai lucrat în ultima vreme? Am văzut din reportaj, e acest design minimalist, nu ne place să-i spunem design avantgardist. Da, el poate îmbrăca diverse forme. Important e ceea ce creăm să aducă un plus de bine celor din jurul nostru, să ne determine să fim împreună, să dea o stare de plăcere, de, eu știu, spectacol, indiferent unde ne aflăm și în ce situație ne găsim. Am văzut acest mobilier pliabil realizat de Șerban Mălâncuș. Arată foarte bine acolo la dumneavoastră, în atelierele de la facultate. Dar când ar putea să ajungă un astfel de produs și pe piață? Deci, ele sunt prezentate acum ca studii. Deci, mai mult ca experimente, să spunem. Atât de experimentăm materialul, tehnologia, lucru, ideile, forma, finisajul. Și toate ar putea să fie regăsite într-un produs final, atâta timp cât piața autohtonă este interesată de ideile lor. Ele au cerință, deci sunt câștigătoare ca idei, dar am dorit să fie într-adevăr mai mult puse în practică. Relația noastră cu mediul economic să fie mult mai strânsă. Și care credeți că ar fi calea pe care ar trebui să merge? Sau eu știu ce praguri apar în momentul acesta? Pentru că, dincolo de a ajunge la acești investitori interesați, și care e posibil să fie interesați câtă vreme ar cunoaște mai în detaliu aceste proiecte, mai e un mic hop peste care trebuie să treceți chiar acolo în atelierele dumneavoastră, realizarea acestor prototipuri. Deci acestea nu se fac așa ușor. Aveți nevoie de materiale, aveți nevoie de tot felul de lucruri care costă și care se găsesc foarte greu și studentele dumneavoastră știu foarte bine. Irina, cum este? Când ai o idee frumoasă, vezi că o poți pune în practică și te izbești de bani până la urmă, de lipsa banilor. Este o provocare pentru că, într-adevăr, este greu să găsești ideea finală, să știi că dorești să mergi pe ea, iar apoi să dai de această problemă. Însă, soluții sunt în mică sau mare măsură, depinde de fiecare student în parte, de relațiile pe care le are iarăși în jur, de persoanele din mass media, de exemplu, care ar fi interesate. Dar să spunem că într-o proporție de 20% reușim să finalizăm proiectele astfel încât să rezulte un prototip cât mai 20% realist. Și cu restul de 80%, ce facem, Alexandra? Unde rămâne în suflet? Rămân la portofoliu în mare parte, adică de la proiect, la idee, la producția în sine, e o cale foarte, foarte lungă, sunt foarte multe etape prin care trebuie să treci. Foarte multe machete, de la schiță la machetă, după din nou la schiță să repari ce nu era bine, după din nou la machetă.
și restul rămâne la portofoliu, ca foarte multă concept. Muncă, da? Mm-hmm. Adică ai o idee frumoasă, te îndrăgostești de ea, dar până o vezi efectiv pusă în practică, durează foarte mult. Da, da. Și e un consum foarte mare. De exemplu, acest mobilier materializarea pliat, ei, da, într-adevăr, durează. Și trebuie să luăm în calcul că în funcție de ce idei au și ce subiect au abordat, drumul de la idee până la fi pus în practică poate dura și până la 7 ani. Dacă luăm, de exemplu, un exemplu clasic ar fi autoturismul. Și ceea ce creează ei astăzi trebuie să fie valabil pentru peste șapte ani să fie de actualitate în momentul ăla. Deci viitorul, trebuie să fie previzionat. Lucrați cu viitorul la timpul trecut deja. Sigur. Da? Deci previzionarea aia trebuie să le fie bine pusă la punct. Dacă ar fi să ne referim la acest mobilier pliabil de care ne vorbea Șerban Mălâncuș, în cât timp ați făcut acele machete, acel prototip? Cât s-a lucrat? Cât de dificil a fost? Deci, ca și timp de realizare, din momentul în care l-a avut el acea idee, a fost cam un an de zile. Nu e și puțin. Și o parte nu. A fost chiar proiectul lui de licență, îl continuă la masterat prin alte studii legate de formă și finisaje, tehnologiile, utilajele care pot executa. Și o fabrică de mobilă interesată? Ei lucrează acum într-un sistem, să spunem, privat pentru mici producători. Și care probabil că și au piața lor. Da. Însă deocamdată au valoare deci, de produse, deci merg pe produse unicat, produse de serie foarte mică. Până la urmă, ăsta e viitorul, nu? Sau sigur, fiindcă fiecare își dorește ca produsul lui să-i fie unic. Personalizat fiecare, oarecum, sigur că da, absolut, personalizat. Și atunci, ăsta este și motivul pentru care ei, practic, se regăsesc bine pe piața muncii. Că, practic, n-ai nicio o zonă în care să nu te regăsești, ori prin graphic design, ori prin design ambiental, sau chiar prin designul de produs. În același timp, și publicul trebuie să aibă o anumită educație, da, să știe ce să caute și exact, să știe că acel produs îi este într-un fel destinat, că are nevoie de el și că îi va face viața mai ușoară. Și, de fapt, este un feedback, fiindcă publicul te determină ca tu, în permanență, să-ți faci un upgrade. Și, pe de altă parte, și publicul, pe urmă, trebuie să obțină ușor informația produsului pe care tu l-ai creat, fiindcă ele sunt provocatoare, mai ales pe zona IT, de exemplu, unde tehnologiile avansează foarte repede, pot fi uneori un handicap atât pentru creator, fiindcă nu știe încă tehnologia de ultimă generație, dar și pentru utilizatorul de IT, care nu știe. Deci până viteza unde de reacție trebuie să fie da, mult mai mare și de producția deci, să da, fie finalizată într-un. Și cu cât ești mai tânăr în zona asta, este cu atât mai bine. Bine, poți să ai și sufletul tânăr, nu neapărat. Absolut. Și mintea tânără. Apropo de nevoile pe care le are fiecare, iată, și Alexandra și Irina împreună, înțeleg, ați făcut o echipă și ați lucrat la o rampă, da? O rampă de care au nevoie persoanele cu dizabilități, o rampă specială. Până la urmă ați fost nevoite, poate să vă gândiți la asta, și din cauza sistemului în care trăim, societății, autorităților, care pun mereu pe planul al cincilea, eu știu, aceste servicii care ar trebui să fie oferite persoanelor cu dizabilități. Adică de foarte multe ori ieși într-un scaun cu rotile, cu un prieten care e bine mersi, ai ajuns în fața unor scări și trebuie să desparți, că fiecare își are un alt drum. Vorbiți-mi puțin despre această rampă. De ce ați făcut-o, cum ați făcut-o și când am putea să o ducem, de exemplu, la primărie și să o vadă și măcar să finanțeze crearea unor astfel de rampe dacă ei nu sunt în stare să facă rampele la instituții. Alexandra. Au fost foarte multe chestii luat în calcul la rampă. În primul rând, nu este un proiect foarte atractiv, adică de făcut în sine. Adică se adresează doar unui anumit față public. De concepte de mobilă sau altceva, nu e foarte atractiv de făcut. Nu s-ar fi băgat foarte mulți oameni. Și atunci de ce v-ați băgat? E o chestie esențială în societate. Adică nu sunt doar oameni care au toate membrele acolo și fiecare e pe stilul lui, nu știu cum să zic. Adică din când în când măcar să ne gândim și la cei care au nevoie de ajutor, pentru că niciodată da. Nu știi când schimbăm. Da, și o chestie care am abordat-o a fost exact ce ați spus mai devreme, să fie împreună, adică scările să nu fie foarte separate de rampă, să nu atragă foarte mult atenția prin culori, prin stil, prin dimensiune sau chiar prin zgomote și în același timp să poată să aibă niște costuri destul de mici, cât de cât. Deci să fie accesibile unor astfel de persoane. Da. Da, înțeleg că această rampă e la purtător, cum ar veni, nu? Adică cei care au nevoie de această rampă
o au la ei, nu? Cum e, Irina? Explică-ne. Aparține instituției care dorește să se doteze și, din punctul meu de vedere, mai toate instituțiile ar trebui, pentru că reglementările care sunt în vigoare nu sunt deloc respectate și odată, atunci când ajungem în fața unui imobil care are și drepte și rampă pentru persoanele cu fotoliu rulant, nu doar că oamenii se despar, bani în contră, uneori persoana trebuie să ajute, să se ajute între ele, persoanele, pentru că rampa fiind prea înclinată, fotoliul rulant nu are cum să urce. Exact. Rampa este practic atașată, să spunem, sau completează instituția și poate fi acționată foarte ușor prin niște butoane aflate la un nivel optim, astfel încât să nu existe nici riscul unei alunecări, nici riscul depozitării unor gunoi acolo, de exemplu, sau unor frunze, în cazul schimbărilor de anotimpuri. Sau dacă ninge. Exact, sau a zăpezii, sau au gheții. Deci e foarte, foarte practică și poate fi folosită ușor și, ce spuneai și tu, costurile sunt destul de mici. Deocamdată am văzut și noi câteva imagini. E la nivel de proiect. Ați făcut un prototip? Încă nu am reușit. Încă nu ați reușit. De ce? Nu ați găsit bani, nu ați găsit materiale. La cine să apelăm? Către cine să trimitem un strigă de ajutor? Către instituțiile care doresc într-adevăr să integreze toți oamenii și care țin atât la cetățenii fără un handicap locomotor, cât și la persoanele cu nevoi speciale. Ați făcut un calcul așa cam cât ar costa o astfel de rampă? Un calcul aproximativ. Adică să nu-i speriem, să se gândească că sunt niște prețuri foarte mari și să renunțe. Sunt accesibile aceste prețuri. Dar ați vorbit cu persoanele care sunt într-o astfel de situație, care se află într-un fotoliu rulant sau care ar avea nevoie de aceste rampe. Eu știu, până la urmă, le-ați înțeles nevoile și aveți o reacție și din partea lor? Avem chiar o colegă de-a noastră care este pe graphic design, o colegă foarte implicată. Și care este într-o astfel de situație, nu? Da, și chiar la noi la facultate avem corpuri care nu sunt dotate, iarăși, sau chiar în toate instituțiile și automat. Sunt foarte multe școli, pentru că 90% dintre școlile din România nu au rampe. Exact, blocurile, de acces. Ba chiar mijlocurile de transport, dacă ar fi să extindem acest domeniu. Da. Deci, ideea este foarte bună, ajută pe toată lumea, salvează și autoritățile, culmea, da? Mai avem nevoie de câțiva bani să facem un prototip și apoi poate să iasă pe piață. Spuneam tot la România Pozitivă, în urmă cu câteva ediții, o altă idee fascinantă și pornită tot dintr-un necaz pe care îl trăiesc românii care circulă cu trenul, de exemplu, de la Iași la Arad sau de la Iași la Timișoara, da? Pentru că stau zeci de ore în tren. Iată, v-ați gândit să creați un vagon cultural, adică dacă tot e să mergi 15 ore, în cel mai bun caz, până la Timișoara, să nu considerăm timpul acesta pierdut, da? Ci să-l transformăm într-un timp petrecut cu folos. Da, într-un eveniment, am putea spune. Deci, exact. Un eveniment care poate fi un eveniment cultural, poate fi un eveniment legat de afaceri. Deci, putem face prezentări de produse, de materiale publicitare. Un vernisaj, absolut de orice, nu? Sigur că da, un vernisaj expozițional. Și totul decurge într-o atmosferă, sigur. Sau îl putem închiria pe o anumită perioadă, pe un anumit traseu, astfel încât un grup să poată beneficia atât de spectacolul, peisajul de care trebuie să recunoaștem că România se bucură și atunci trebuie să bucurăm și pe cei de lângă noi. Și să ne bucurăm în liniște, sigur, nu uitându-ne la ceas că iar întârzie trenul. Sigur că da, fără stresul când cobor și unde cobor și cum cobor. Exact. Așa, și să țină cont de toți parametrii ăștia, inclusiv cei pentru persoanele, deci, cu anumite dizabilități. Indiferent că e vorba de locomotor, că vizuale sau mai știu cum. Și atunci acest vagon și-a pus problema din toate punctele de vedere să răspundă unor astfel de necesități. Dar e vagonul verde, adică e și eco, nu doar că... Este eco, dar prin tehnologiile care le aducem, deci în plus. Ați găsit bani pentru un astfel de Am găsit, prototip. Deci, un producător care dorește, deci, să se implice și să execute un astfel de vagon. Să vedem însă în ce măsură... Adică nu va rămâne doar la stadiul de prototip? Nu, sperăm să nu chiar rămână. E posibil să vedem pe căile ferate române un astfel de vagon cultural? Da, și un producător, deci, din zona Moldovei, ceea ce este foarte important pentru noi, care până acum ne-a acordat credit, ne-a sprijinit în sensul cu o practică pentru studenți. Irina, am impresia, tu ai fost? Nu, n-ai fost în vizită, practică. De acum urmează practica. Da. Până la urmă, a fost o alegere bună această facultate de design? Da. Cu toate
greutățile și toate piedicile care vă sunt zi de zi. Da, da, a fost. Și la ce dorești cel mai mult? Tu anul viitor, amândouă de altfel anul viitor, veți da licența și va trebui să vă întrețineți în această meserie. Dorința care este cea mai sus în momentul ăsta pentru mine este să-mi găsesc un loc de muncă eventual în România, probabil. Ar fi, dacă e bine, posibil cu această specializare să găsești un loc de muncă bine plătit și unde să fie apreciat aici în România? Nu, e foarte greu. Tocmai de asta e cea mai de sus dorință și cea mai superioară. Și de dacă te-ai înscris la facultate, știai că e greu să-ți găsești un astfel de loc de muncă, da, nu? Da. Și cu toate astea, amândouă ați riscat. Da. Pe cât este de dificil, să spunem, și provocator, pe atât este de fascinant și mirific când reușești să faci un produs, mergi mai departe, te străduiești mai mult și reușești să găsești un producător, după care îl faci propriu zis și începi să-l vezi în jur, cum oamenii se bucură de ei. De exemplu, am participat la realizarea tramvaielor, cu toate că nu a fost un proiect de concept și de imagine, o parte estetică, este superb când merg pe stradă și văd oamenii bucurându-se. Exact. Tramvaiele la care este poate, oricât ar fi de greu, este... Da. Iată, probabil că aceasta este rețeta succesului românesc, atât în țară cât și dincolo. Cu cât e mai greu, cu atât e mai frumos și să-ți dorești până la urmă să-ți îndeplinești visurile, ceea ce vă doresc și vouă. Vă mulțumim foarte mult și succes în continuare în tot ceea ce v-ați propus și dacă tot am vorbit de design avantgardist și de tot felul, iată, Iașul a găzduit recent la Palatul Culturii o expoziție unde au fost prezentate mai multe proiecte nominalizate la Premiul Uniunii Europene de Arhitectură Contemporană. Era și un proiect al României, care inițial a fost cu 10 proiecte și fusese selectat un proiect al lui Marius Miclăuș. Din păcate n-a ajuns în finala celor 5. Câștigătorul va fi aflat pe 16 mai. Revedem acum acest proiect semnat Marius Miclăuș, Take Altitude. Marius Miclăuș este arhitect și creatorul Take Altitude, singurul proiect românesc selectat la Premiul Uniunii Europene de Arhitectură Contemporană. Împreună cu 48 de voluntari și specialiști, la 2160 de metri altitudine, s-a construit refugiul de la Călțun, pe cele mai înalte culme ale munților Făgăraș. Acesta este format din 3 zone, are un spațiu de gătit, unul de dormit și camera salvamontului. Refugiul a fost gata în toamna anului 2014 și a fost realizat la cererea serviciului Salvamont Sibiu. Pentru că bugetul a fost limitat, am lucrat cu voluntari, arhitecți, istorici, salvamontiști, diversi oameni de munte. Și succesul cred că a constat foarte mult în acest fapt, că a fost implicată societatea, nu a fost un proiect în care arhitectul a decis cum se face și s-a executat și gata. De fapt, a fost una din condițiile noastre să facem proiectul în condițiile în care îl coordonăm în ceea ce înseamnă execuție. Premiul Uniunii Europene de Arhitectură Contemporană, Miss van der Rohe, este oferit la fiecare 2 ani pentru a recunoaște și aprecia producția arhitecturală din Europa. Toate cele 40 de proiecte nominalizate au fost expuse la Palatul Culturii din Iași. România a avut inițial înscrise în competiție 10 proiecte. În cadrul întâlnirii de la Iași a fost organizată și conferința New Cities, la care a participat și ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România. Pentru ambasada mea este foarte important acest aspect al noilor orașe. Acordăm o mare atenție pentru că lumea este într-o continuă schimbare. Așteptările sunt ca până în 2050, 80% din populația Europei să trăiască în orașe. Și ce trebuie să facem noi? Să construim orașe inteligente și verzi. Ne dorim fiecare probabil să trăim într-un oraș inteligent și verde și continuăm cu idei creative care ar putea revitaliza orașul în care trăim. Despre asta vorbim cu alți doi tineri, emoționați din câte observ, Doris Cojocaru, Fundația Comunitară, manager de programe de finanțare de la Fundația Comunitară Iași și Andrei Grozavu, fundraiser la aceeași Fundație Comunitară. Bine ați venit alături de noi! Se întâmplă multe lucruri acolo la Fundația Comunitară și nu de puține ori proiectele voastre au ajuns și la televizor și la România Pozitivă. Acum vorbim despre un concurs prin care
ați provocat antreprenorii din Iași, nu? Să-și trimită ideile lor creative, astfel încât orașul acesta să arată mai bine. I-ați spus voi revitalizare urbană, da? Da. Despre ce e vorba? Doar că nu este un concurs adresat antreprenorilor locali, ci, dimpotrivă, este un fond constituit cu sprijinul și cu contribuția antreprenorilor locali ieșeni. E un program lansat la noi, la Fundația Comunitară Iași, încă din anul 2015, când antreprenori locali ieșeni împreună au constituit un fond de finanțare nerambursabilă a proiectelor creative din Iași. Și au ales pentru ediția pilot de anul acesta, care se întâmplă chiar în această perioadă, tematica revitalizare urbană. Cu atât mai mult, ei în Iași își construiesc afacerea aici, în orașul nostru, și cu atât mai mult e un alt argument în plus ca să și înfrumusețăm spații din Iași. Conceptul acesta de revitalizare urbană pare destul de amplu. Da, adică da, ați dat liber tuturor ieșenilor, care au exact, o idee. Tuturor ieșenilor. Și fiind o ediție pilot, bugetul nu este de o amploare, nu știu, solidă, încât să ne așteptăm și la proiecte care să revitalizeze spații centrale, spații cu dimensiuni mari. A mers țintit cumva și am inițiat o colaborare, spunem noi, frumoasă cu Universitatea Tehnică Gheorghe Astachi din Iași. Am mers exact acolo unde am și găsit specialiști și oameni care studiază, sunt viitorii noștri arhitecți, designeri, peisagiști. Că tot au fost în emisiune exact, recent. Și au fost și mai devreme. Exact. E posibil ca și ei să-și trimis proiectele lor către voi. Spuneai că fiind ediția pilot nu ați alocat o sumă foarte mare, vorbim undeva de 10.000 de lei. 10.000 de lei, da? Exact. Și dacă tot ai pomenit de acest fond care provine de la antreprenorii locali, da. E de fapt consecința cardului comunitar, nu? Exact. Este acel card comunitar cardul pe care da. Câțiva oameni de afaceri din Iași îl au și în baza căruia, iată, se strâng acești bani pentru, aceasta, pentru noi, pentru oraș. Aceasta a fost prima variantă a programului, așa a pornit la Iași și am vrut, cu alte cuvinte, să stimulăm consumul local. Și bineînțeles că antreprenorii locali erau cei mai potriviți să fie actorii principali ai acestui program și respectiv și comunitatea să răspundă conceptului nostru. În același timp, nu văd de ce ați fi oprit pe antreprenori să vină și ei cu idei, că probabil bineînțeles, că știu și ei, bine da. De ce are nevoie Dar orașul. Pentru ediția pilot trebuie să fim fair play. Noi suntem cei care ne aflăm acum la o masă a evaluării. De ce nu? Antreprenorii chiar fac parte din grupul de evaluare a inițiativelor care vor fi înscrise în concurs. Care sunt înscrise în concurs. Așa. Odată limita a fost inițial 23, am mai și prelungit câteva zile. Până pe 27, până exact. Mâine, da? Până joi. Până joi, da. Ce proiecte ați primit până acum? Până acum avem, bineînțeles, din experiența și altor concursuri de finanțare pe care noi le-am derulat la Fundația Comunitară Iași, să știți că proiectele în varianta finală le primim în ultima zi. Cam așa se întâmplă. Atunci, pe ultima 100 de metri ne vin ideile bune. Inboxul nostru, da, este plin atunci. Până acum avem drafturi de proiecte, în sensul că mai degrabă am primit inițiative și idei de la studenți, la studenții Universității Tehnice Gheorghe Astachi. Asta ne bucură pentru că stă în picioare foarte bine colaborarea și parteneriatul nostru cu universitatea. Este o premieră chiar pentru Fundația Comunitară Iași, acest parteneriat. Și dacă ne vin ideile chiar de la cei care acolo până la urmă trăiesc, nu? Și învață, studiază, vor fi proiecte, simțim noi de pe acum, înainte de deadline, să spunem așa, vor fi proiecte în care ei își regenerează, cosmetizează spații din campusul Tudor Vladimirescu, spațiile verde de pe Spaibachlui, care sunt în administrația și responsabilitatea Universității Tehnice. Cu alte cuvinte, atingem și niște repere apoi, când se implementează proiectul, ca de spațiul respectiv să aibă cineva grijă. Noi monitorizăm perioada de implementare a proiectelor, dar după un anumit timp ne-am bucurat ca cineva de acolo, din locul respectiv, să fie partenerul nostru și absolut. Ambasadorul nostru. Un lucru bun pe care viitor. Să continue exact. Și de care cineva să devină responsabil exact. și pe viitor. Și totodată, acum când am pilotat acest concurs cu studenții, până la urmă noi investim în tineri și deja e clișeul acela frumos, tinerii sunt viitorul nostru, al tuturor. Dar să vedem dacă viitorul lor
exact, rămâne aici, exact, sau e exact dincolo de graniță, aici și, e problema. Și cu atât mai multe, ei oricum au tot felul de teme la universitate, tot felul de prototipuri și tot felul de proiecte pe care ei le studiază și le lucrează la facultate. Acum au un argument în plus să vină cu o idee de proiect, au un buget și care să fie finanțată, exact, iată ideea, și să fie pusă în practică. Și dacă e să vorbim de bani, îl avem pe Andrei, care se ocupă de strângere de fonduri. Știi, totuși suntem zona din Europa cu cel mai scăzut nivel de trai, nici așa nu duce foarte bine în ceea ce privește salarizarea, dacă ne referim doar la România, și cu toate astea ați fost suficient de încrezători încât să convingeți oamenii de afaceri din Iași, antreprenorii locali, să doneze puțin câte puțin și iată să faceți lucruri la care mulți probabil nici nu se gândesc. De unde curajul acesta, da, într-o zonă care, cum spuneam, nu e foarte ofertantă din punct de vedere financiar? Și la fel și pentru noi a fost o idee pe care am văzut-o că s-a aplicat cu succes în centrul țării. Ideea a pornit de la Odor Hei Secuiesc. Ei au de mai mulți ani acest proiect și la fel cu sprijinul unor antreprenori tot la fel local, dar mai mari ca și putere de potențial, potențial, da, ca spunem așa, sunt niște supermarkete locale. Noi am căutat să-l aplicăm pentru piața noastră, la fel cum spuneați, pentru că noi avem antreprenori mai mici și am vrut să vedem cam care este pulsul, să vedem ce părere au. Iar surprinderea noastră a fost că erau deschiși la nivel individual, da? Dar aveau o părere mai sumbră față de ceilalți antreprenori. În sensul că ei vreau să participe la un astfel de program, simțeau că au nevoia să fie unită în mediul antreprenorial și să se implice în viața societății locale, doar că nu credeau că ceilalți o să o facă. Și asta era feedback-ul din partea tuturor la început, până ce am reușit, adică și am pus unii, da, față de alții, și unii față de alții, până ce am pus la prima masă și au început să discute și astfel au și reușit să colaboreze, unii dintre ei să se cunoască, se știau din piață, dar n-au avut oportunitatea să se cunoască ca să efectiv să înțeleagă că își doresc același lucru până la urmă. Sunt ca număr așa reprezentativ pentru Iași? Sunt destui care au răspuns invitației voastre și care s-au implicat în acest proiect antreprenorii locali? E un început pentru că la fel ca la orice idee ai nevoie și de un rezultat. Iar rezultatul nostru acum îl punem în practică prin proiectul care va fi care se derulează acum, da, și care cât de curând își va găsi și câștigătorul, nu? Da, da, da. Da. Și astfel sperăm ca antreprenori, ceilalți antreprenori care își doresc de asemenea să pună umărul la astfel de proiecte și să dea inițiativă, să dea frâul liber ideilor creative a unor tineri ieșeni, invităm să se alăture programului, pentru că noi l-am transformat acum în sensul de program de sprijin pentru idei creative, mai mult decât partea de încurajare a consumului, ca să devină ca o parte implicită, un efect, ca să spunem așa, advers prin implicarea lor în viața societății ieșeni, să încurajăm și consumatorii să meargă la ei și să îi sprijine. Exact, ca să poată, adică să cumpără mai mult produse locale, realizate și de și în același timp este și o invitație locali pe care o lansăm noi către ceilalți antreprenori locali din oraș, din județ, din regiune, care nu doar să contribuie financiar la un fond comun al unor antreprenori locali care vor să schimbe niște lucruri în Iași, ei propriu zis pot să fie parte a designului programului, în sensul că la ediția aceasta noi am ales ca tematică revitalizarea urbană sau, eu știu, anumite detalii de design urban. La ediția următoare, după rezultatele acesteia, vom schimba tematica, de ce nu? Ne consultăm cu cei implicați în program. Până la urmă, în funcție de exact, nevoile de societății, nu? Și ale antreprenorilor, exact, locali, cei care, nu? Până la urmă, contribuie propriu-zis, exact, la fond. Sigur, dau un ban, dar mă ajut și pe mine, nu doar, exact, societatea. Exact. Cum se va derula în continuare acest concurs? Ok, până pe 27 se primesc proiectele, da, apoi o jurizare. O jurizare. Clar, un singur câștigător sau e posibil să aveți... Un singur câștigător, pentru, deci, că bugetul este 10.000 de lei și vrem totuși să cosmetizăm cât se poate de potrivit acel spațiu. Și în funcție de proiect, de ce spui tu acum, deja parcă v-ați... Da, ne așteptăm la o
oază de verdeață, la... frumos cosmetizată pentru petrecerea timpului liber, la un spațiu de joacă pentru copii. Și cam în cât timp estimați că proiectul va fi pus în practică? Noi, imediat după acest deadline, cam o săptămână, 10 zile vor fi pentru evaluarea drafturilor, proiectelor înscrise în concurs și apoi imediat semnăm, da, îl felicităm și facem la treabă. Exact, semnăm contractul de finanțare și se implementează proiectul până la începutul lunii septembrie. Acesta este și un obiectiv, să zicem, de timp până în toamnă, când încep școlile și universitatea. Să avem deja un rezultat. Da. Această primă revitalizare urbană din partea comunității. Bun. Aveți voi un slogan care mi-a plăcut foarte mult. Fii realist, dorește-ți mereu imposibilul. Cum îl traducem aici la Iași? Cum îi convingeți pe ieșeni că vi se poate aplica și lor acest concept? În cele din urmă, filosofia noastră a Fundației Comunitare Iași, până la urmă, este cumva acceptarea acestei provocări. Acceptăm imposibilul, de fapt, în denumirea imposibilului există chiar posibilul, nu? Semantic vorbind. Și noi, prin toate activitățile noastre, prin proiecte, programe și evenimente la care implicăm comunitatea, le oferim o altă alternativă la tot ceea ce ei fac deja. Și aici vorbim pe de o parte, da, oferim și finanțări nerambursabile, în sensul că veniți cu o idee de proiect și noi vă putem finanța. Dar, în același timp, vrem și comunitatea, și aici ne referim elevi, profesori, studenți, arhitecți și alte grupuri de inițiativă sub orice tematică, să se implice, să strângă ei fonduri. Și cadrele noastre cele mai interesante sunt evenimente de fundraising, de crowdfunding, unde, până la urmă, cei care ne-ar putea susține pot să fie vizibili la evenimentele noastre. Până la urmă, trăim într-o eră a consumerismului și a publicității și știm prea bine că unii dintre noi, cei care susținem anumite cauze, vrem să fim și vizibili. Uite, noi oferim și acest cadru. Și unul dintre aceste cadre este Cross pentru Școli. Singurul eveniment de fundraising din comunitatea ieșeană care se adresează școlilor, în principal. Și când alergăm la acest cross? Cross pentru Școli are loc pe 20 mai. Din cauza vremii nefavorabile s-a amânat puțin și așa că am amânat exact în spre sfârșitul primăverii, să fie vremea caldă și frumoasă. Și dacă Doris, iată, se bucură de idei și de proiecte frumoase, o să întreb pe Andrei, când ți-a fost cel mai greu să convingi oamenii să doneze și când și care a fost momentul cel mai fericit din această activitate a ta? Da. Momentul cel mai greu a fost la început, că începutul e cel mai greu. Țin minte că ajunsesem la un punct în care eram la programul Fondul de Burse. Noi oferim și burse pentru elevi cu rezultate bune la învățătură și care fac performanță în diverse domenii. Da, școlară și nu numai, cât și artistică, sunt și diversi sportivi. Și eram la momentul în care aveam un obiectiv de atins pentru ca să oferim burse și ajunsesem la punctul în care mergeam din ușă în ușă, ca să spun așa, luasem cartierele ca să le prezint despre oportunitatea de a direcționa prin procentajul de sponsorizare. 3 la mie era atunci în 2015, acum este 5 la mie, s-a majorat. Deci un pic disperat să strângi acești bani, aceste burse pentru acești copii, nu? Da, și cel mai greu e, asta a fost deja prins, ca să spunem așa, deja lumea înțelegea ce vreau să facem, dar cel mai greu și cel mai greu la început a fost atunci când efectiv le povesteam doar de acest procentaj și ei să-l direcționeze ca să nu se piardă la stat. În ideea asta nu era... Deci trebuia să faci un pic de educație economică. Da, un pic de educație economică și nu înțelegeau neapărat de ce aș face-o, de ce să-mi bag capul. Că, că oricum nu ajung la mine, tot se duc în altă parte. Da. Până ce am dus-o pe direcția de fondul de burse și aici ajung și la partea care e cea mai sentiment cel mai plăcut, atunci când vezi, de exemplu, Irina, care a fost Irina, o studentă de la arte, dânsa e bursieră la noi la fundație și un gest foarte frumos care l-a făcut e, fiind de 3 ani în programul nostru în fond de burse, a devenit și ea ambasadoare prin Cross pentru Școli pentru un proiect, susținând la rândul ei strângerea unei burse
pentru un alt elev. Deci ăla e momentul cel mai frumos când vezi că se întoarce, au înțeles și vor să întoarcă și ei în comunitate sprijinul. Cu alte cuvinte, la noi educația economică poartă numele de consiliere filantropică. Am înțeles. Mulțumim foarte mult, succes în tot ceea ce v-ați propus. Mulțumim. Și fie să nu aveți multe momente dificile, deși când e mai greu e și mai frumos dacă reușești. Pe 20 mai vom fi alături de voi la acest cross al școlilor. Mulțumim. Și cât de curând să aflăm și noi cine este câștigătorul concursului, să-i spunem, de proiecte pentru revitalizarea urbană. Mulțumim, mergem mai departe și dacă tot am vorbit de tineri valoroși pe care voi îi susțineți, continuăm tot cu o tânără deosebită, o tânără de doar 16 ani, care a făcut vreo 6 ani scrimă de performanță și apoi a descoperit informatica. S-a înscris la un concurs unde a câștigat împreună cu echipa sa un premiu deosebit important. E pentru prima dată când a realizat un joc pe calculator. Vedeți cu câtă bucurie au lucrat acești copii și revenim imediat în studio cu alte subiecte frumoase. Daria Stărică este una dintre elevele înscrise în concurs. A făcut parte din echipa care a câștigat premiul pentru cea mai bună implementare tehnică. Trei fete și trei băieți din Iași și București, coordonați de mentorul Silviu Todăraș de la Microsoft. Au realizat împreună The Night Before Exemption, un single player retro inspirat din jocurile point and click din anii 90 și desenat acum pixel cu pixel. Povestea principală era că personajul s-a trezit într-o casă părăsită, un loc străin, și trebuia să găsească indicii ca să reușească să iasă, să afle ce s-a întâmplat. Și ne-am axat în principal, am avut multe detalii și să termin povestea și să duci până la bun sfârșit și personajul să iasă din casă nu a fost singurul lucru pe care jocul nostru l-avea de oferit și cred că și asta aprecia juriu, că au fost foarte multe detalii. Pentru Daria, programarea și scrierea liniilor de cod e o ocupație relativ recentă. Pasiunea pentru IT a descoperit-o în clasa a noua, după ce timp de 6 ani a făcut scrimă de performanță, un sport care a învățat tot ce înseamnă munca și precizia. De altfel, pentru realizarea jocului pe calculator, Daria a scris 700 de linii de cod. Recunoaște că înainte de acest proiect știa să lucreze doar în C++, însă acum provocarea a fost să învețe singură, cu ajutorul tutorialelor, limbajul AGS. A fost neobișnuit, pentru că până acum nu am făcut niciun joc sau nu am avut nicio tangență cu domeniul ăsta de jocuri. Singurul cod pe care l-am scris a fost la școală, problemele care toată lumea le face. Și așa că am învățat destul de greu. Nu mi-a luat foarte mult în sine jocul, mai că mi-a luat destul de mult timp să îmi dau seama cum să fac toate lucrurile pe care noi vroiam să le introducem în joc. Echipele au simulat funcționarea unui startup din domeniul IT, pornind de la idee, construirea poveștii, implementare și apoi promovarea produsului. Punctul cel mai important al proiectului, în opinia mea, a fost crearea mediului în care elevii să poată lucra ca și echipă, să-și dezvolte aptitudinea de colaborare socială. Cred că până acum, la vârsta lor, sistemul e conceput să îi condiționeze în a mai concura unii cu alții la nivel individual, de exemplu în clasă, la concursuri, la diferite olimpiade. Ei sunt obișnuiți cu această nouă abordare și a existat evident o perioadă de tranziție și de acomodare, unde noi ca mentori am putut să ne aducem o contribuție importantă în a-i face să realizeze că, de exemplu, o diferență de opinii poate fi ceva extrem de constructiv și nu un generator de conflicte interpersonale. Bineînțeles că acest aspect a încurajat vocalizarea ideilor. Ne-am înțeles foarte bine cu Silviu și chiar uimitor că toată lumea, chiar în echipă n-am avut deloc certuri și toți aveam aceleași idei și când a fost în primele ședințe nu trebuia să ne alegem ideea proiectului și ce să facem un proiect, toți am avut așa aceeași viziune, știam exact că asta ne dorim.
Premiul pentru cel mai inovativ proiect a revenit echipei de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, care a creat Drive Vision, o mașină autonomă în care camerele video și senzorii monitorizează permanent obstacolele din trafic, atenția șoferului și trimit informații la 112 cu privire la câți oameni sunt în mașină în cazul unui accident. Premiul pentru cel mai distractiv proiect l-a câștigat Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu din Bârlad cu o platformă pentru crearea de jocuri bazate pe basme. Toate proiectele, inclusiv jocul The Night Before Exemption, pot fi descărcate de pe platforma Opening Opportunities. Am intrat în cadrul acestui proiect și în cadrul acestui program pentru că am vrut să ofer prin prisma experienței mele în acest domeniu un head start de care la aceeași vârstă eu nu am avut parte. Foarte mare parte din experiența mea în IT fiind bazată pe autodidact încă de când am început să experimentez acest domeniu ca și copil. M-a ajutat să-mi dau seama pe viitor cam ce aș vrea să fac. Eram un pic confuză pentru că nu eram foarte pasionată să stau câte 8 ore la birou să scriu mai cod. Mai că am reușit la joc și sunt foarte mândră. Chiar am reușit să stau foarte multe ore și să scriu în întregime tot programul. Și acum, dacă tot ai hotărât, ce vei face pe viitor? Știu 100% că voi da la facultate de informatică. Și tot despre copiii noștri minunați, vorbim și despre o echipă de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava. Parte dintre acești elevi au fost premiați și în concursul despre care v-am vorbit în reportaj, Opening Opportunities, dar iată, au câștigat și un premiu important la prima ediție națională a concursului First Test Challenge Romania. Au câștigat premiul întâi la categoria Inspire. Este un concurs unde elevii sunt provocați să proiecteze, să construiască, să programeze și să manipuleze roboți în mărime standard. Și pentru că au câștigat acest premiu, echipa de la Colegiul Petru Rareș din Suceava, coordonată de profesoara de fizică Anca Greculeac, a plecat această echipă în Statele Unite ale Americii, iar astăzi începe concursul acolo la St. Louis. Noi le ținem pumnii, au mai fost la România Pozitivă, dar se pare că vor veni din nou. Și pentru că vorbim de copii deosebiți, nu putem să nu pomenim și de dascălii lor. Și avem astăzi în studioul nostru un dascăl deosebit, un dascăl care a găsit de cuviință ca din ceea ce el știe și poate să ofere și copiilor, iată, gratis. Bine ați venit, domnule profesor Mihai Ispas. Sunteți lector la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial a Universității Tehnice din Iași. Și iată, sâmbăta, aveți timp pentru copiii care se pregătesc de bacalaureat sau de admitere la facultate să le predați matematică. De ce ați considerat dumneavoastră că e bine să faceți acest lucru? În primul rând, aș spune că această idee pentru a ajuta copiii din zone defavorizate și așa cum ați precizat dumneavoastră, ai căror părinți nu-i pot susține material într-o astfel de pregătire, această idee a venit chiar de la elevi. Noi de 12 ani de zile, în cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, organizăm Olimpiada de Matematică Aplicată Adolf Haimovici. Aici, la această olimpiadă, participă un număr impresionant de copii. Ca să vă dau un singur exemplu, n-aș vrea să lungesc mult, anul trecut la final am avut 535 de copii la finală din 37 de județe ale țării. Sigur că față de cealaltă olimpiadă, aici noi... Cea clasică, nu? Olimpiada Națională de Matematică, da. Sigur că da. Aici noi structurăm subiectele în așa fel încât copiii să nu plece, mai ales cei care vin pentru prima dată din clasa noua, să nu plece cu zero puncte, pentru că acel copil nu va mai veni niciodată. Deci din cele patru subiecte, pe cele patru profiluri care, mă rog, care se prezintă în concurs, două dintre problemele facem în așa fel încât, aș spune eu, mă rog, un termen nu chiar din DEX, să fie probleme apucabile pentru ei. Accesibile. Dar am spus apucabile. Să nu-și piardă încrederea în ei. Sigur nu? Că da, pentru că altfel îi pierdem. Vedeți că și așa, cum se spune, foarte mulți au impresia că matematica este cenușie. Și dacă întrebăm și adulții, nu vorbesc de copii, mulți dintre ei spun că este cenușie, dând vina pe cursurile profesorilor,
nu de multe ori neadevărat. Iată, din regie mi se șoptește că, de fapt, matematica este pentru materie cenușie, nu este o materie cenușie. Într-adevăr, poate că de multe ori nici cel care se află la catedră nu reușește să transmită așa cum trebuie. Trebuie să vedem și partea goală a paharului, nu doar... Bun, sunt de acord. Vedeți că trăim într-o lume din ce în ce mai măsurabilă, ci din ce în ce penibil supusă măsurabilului. Ne mai rămâne să găsim doar unitatea de măsură a sufletului. Și cu asta am terminat. Da, copiii pe care dumneavoastră îi ajutați în fiecare sâmbătă să descopere matematica, să iasă din acest labirint cețos și să înțeleagă, de fapt, frumusețea acestui obiect, au găsit, cred că, calea spre sufletul dumneavoastră. Sper că da, pentru că după ce, mă rog, copiii au fost cei care venind la concurs au spus acest lucru, conducerea facultății de construcție de mașini și management industrial mi-a propus o asemenea aventură și am spus sunt de acord, mai ales pentru acești copii care nu au acea posibilitate, cum spuneam. Sunt copii care îmi vin la pregătire aici, inclusiv când s-a filmat acolo la facultate, de la Pașcani, de la Hârlău, de la Târgu Frumos, de la Podul Iloai, din comunele Belcești, Vlădeni și așa mai departe. Deplasarea pentru ei este un efort financiar. Este, dar este oricum mai puțin costisitor decât plata unei meditații. Domnule profesor, nu pot să evit acest subiect și profit că sunteți aici. De ce totuși copiii noștri trebuie să înceapă pregătirea pentru anumite obiecte și deja lista este foarte lungă, nu vorbim doar de matematică, limba română, engleză, fizică, chimie, biologie. De ce începe pregătirea chiar din clasa întâi? De ce la fiecare examen important trebuie să încep cu 4 ani înainte pregătirea? Nu facem totuși și școală? De unde apetitul acesta pentru pregătire? Sau unde cine poartă vina? Nu învață în școală, nu învață acasă? Sau e o modă, hai să facem pregătire, doar să-l mai chinuim un pic pe copil și să mai aruncăm niște bani? Că nici ieftină nu e această pregătire. Sigur că da. Eu aș spune, în primul rând, faptul că avem profesori în învățământul preuniversitar deosebiți de buni. Ca dovadă și rezultatele pe care le obțin unii elevi. Sigur că da. Dar sunt și profesori care au impresia, vedeți, au impresia că trebuie să-și facă orele să plece acasă. Dacă medicul, când, la terminarea facultății, depune jurământul lui Hipocrit... Noi, nu e chiar ipocrit, da? Da, nu, am cu ghilime. Da. Noi, dascăle, ar trebui să depunem un jurământ față de noi înșine. Pentru că întotdeauna le-am spus colegilor din preuniversitari, nu este corect ca acelor copii din gimnaziu să le dai de luni până miercuri 30 de probleme. Lasă-l pe acel copil să aibă posibilitatea să se joace. Că matematica nu înseamnă, mă rog, înmagazinarea formulelor și chestii. Încă matematica, să tocească niște formule. Matematica înseamnă, în primul rând, aia este muza rațiunii, înseamnă, în primul rând, ordonarea gândirii. Logică. Logică, sigur că da. De-aia, glumind, eu le mai spun și la studenți și la copiii aceștia, matematica este cel mai simplu obiect, pentru că îți dă ipoteză și concluzie. La celelalte trebuie să memorezi mai mult. Deci, și, sigur că și matematica o înveți, dar o uiți, este normal, pentru că dacă nu uiți, nu poți să faci loc cunoștințe, altor cunoștințe. Vreau totuși să-i auzim și pe copii și în felul acesta probabil că o să crească numărul celor care vin la dumneavoastră la meditații sâmbătă. Haideți să-i ascultăm. Sunt bineveniți. I-a filmat Carmen Scutaru, să vedem ce au de spus despre aceste meditații cu profesorul Mihai Spas. Eu nu știu. Mai luați mai de acolo, că rămân acolo. Doar eu nu-l iau. Pun în geant acolo. Ce crezi că noi, nu o să-ți folosească mâine? Ia mai ia acum. Așa, trageți un blitz cum fură. Avem bombonie. Glumele foarte bune al domn profesor. Fiind de plăcere, vin pentru că consider că mi-ajută foarte mult. Eu fac și o ore suplimentare cu un profesor, dar aceste ore aici la facultate mă ajută să fac mai puține în particular. Și de asemenea mă ajută și foarte mult la clasă, pentru că materia de la clasă câteodată nu este explicată cum trebuie, nu este explicată pe înțelesul nostru. Na, cam grabă? Asta e. Da, în grabă. Este foarte multă materie și foarte puțin timp. Profesor face diferența, adică are răbdare cu noi și ne explică dacă n-am înțeles ceva. În schimb, bănuiesc și la liceu, dacă ar avea profesorul libertate și n-ar fi restrâns de programă,
ar putea face într-o modalitate în care se înțeleagă toată lumea. Sunt elevă în clasa 12-a. Unde? La liceul teoretic Miron Costin Pașcani. Și de ce vei la pregătire la... Pentru că îmi place cum explică un profesor, are o mare răbdare cu noi și înțeleg foarte bine. E pregătirea pentru BAC? Pentru pregătirea și pentru BAC și pentru facultate. Puntează mult, adică orice element, chiar și locul aici, că fii la facultate, poate e altă stare, adică stau într-un banc mai sus, nu trebuie să mă freze capul colegului și... Na, sunt mai multe chestii la mijloc. A, coeficientul imaginar, A trebuie să fie egal cu minus 4. Iată-i coeficienții determinați mult mai repede decât făcând împărțirea aceea. Sunt deja vreo 60 de elevi care vin din tot județul la meditațiile pe care dă profesorul Mihai Spas în fiecare sâmbătă în amfiteatru. Le dați și bomboane pentru cei care reușesc să rezolve corect problemele. Ca să le separă matematica mai dulce. Așa. Într-un minut spuneți-mi care e mesajul dumneavoastră pentru acești copii care, iată, deslușesc matematica, dar în același timp se pregătește un examen greu, bacalaureatul. Da, păi bacalaureatul este mai greu decât, pentru că la multe facultăți, vedeți, admiterea se face pe bază de dosar. Aș face o mică paranteză spunând că în cadrul Universității Tehnice, aceste pregătiri, fără ca elevii să contribuie material cu ceva, se fac și la Facultatea de Mecanică și la Facultatea de Construcții și mai ales la Facultatea de Automatizări și Calculatoare. Acolo ei fac de 5 ani și acolo sunt mult mai mulți copii care vin. Mai știm și noi un domn profesor, Silviu Ursache, de la Facultatea de Electrotehnică, la fel meditații cu elevii. Ce mesaj aveți pentru acești copii? Sau pentru părinților? Da, pentru părinților. Mă întreba, apropo de ce mi-a spus dumneavoastră, mă întreba o elevă și îmi spunea așa, foarte îngrijorată. Știți, domn profesor, la testarea pe care am dat-o, am luat nota 2. Mie, profesorul respectiv, îmi spune că n-am nicio șansă să iau bacalaureatul. Și am spus, tu nu trebuie să gândești în felul ăsta atât de negativ. Nota aceea de 2 a fost la acea simulare. Ea, mă rog, mi-a spus, eu nu vreau, mi-a spus că înțelege și că vrea. Și, mă rog, fotografiază întotdeauna problemele și în următoarea sâmbătă mă întreabă. Zic, dacă vrei, poți. Și trebuie să poți. Deci și pentru părinți, sigur că da, chiar dintre cei ați văzut eleva respectivă, chiar dintre cei care fac meditații în particular, dacă au liber sâmbăta și meditația particulară este în altă zi, îi aștept cu drag acolo și fără nicio problemă. Aceste ore trebuie să fie interactive, le spun neapărat întrebați, pentru că dacă tăceți, tăcerea înseamnă oprire, iar oprirea duce la umilință. Și să aibă încredere în ei, cu siguranță vor reuși și pentru fiecare dintre noi există o Românie pozitivă în suflet măcar.